Vinul din Republica Moldova își diversifică tot mai mult piețele de export. Mai mult colegii de la AgroTV Moldova ne dau de știre că licoarea lui Bahus din Basarabia își consolidează prezența în Belgia și SUA. Zece vinificatori din Moldova reuniți sub brandul de țară Vinul din Moldova, o legendă vie, au participat la o întâlnire de afaceri cu reprezentanții mai multor companii din Belgia. Distribuitorii din Chicago și New York s-au arătat interesați de vinul Moldovei. Belgienii și americanii au degustat vinurile moldovenești propuse de opt companii vinicole moldave. Potrivit directorului Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin, obiectivul primordial principal al acțiunii este susținerea sectorului vitivinicol prin exportul vinurilor marca Republica Moldova. Totodată, Gheorghe Arpentin a mai menționat că Piața de export din Belgia este una extrem de importantă pentru vinul Moldovii. Deja de câțiva ani, cinci companii vinicole sunt prezente cu produsele lor pe rafturile magazinilor din Bruxelles, iar cererea este în continuă creștere. Ne propunem să fim mult mai prezenți și pe piața din SUA, care ocupe locul 1 după valoarea vinului consumat cu aproximativ 70 de miliarde de dolari pe parcursul anului trecut. O altă dorință este ca vinul Moldovei să fie o prezență activă și în SUA, unde fiecare stat are propriile legi privind importul vinului. Vizita vinificatorilor locali în SUA și Belgia și prezentarea brandului local a fost susținută de Oficiul Național al Viei și Vinului.